Dacă vrei să-ți creezi o sursă de venit pasiv, ai dat click pe clipul potrivit. Până acum am tot vorbit despre CPA Marketing, care este o metodă foarte bună de a face bani, dar este destul de greu să-ți creezi un venit pasiv cu CPA. Ca să generezi venit pasiv cu CPA Marketing, trebuie să-ți creezi o comunitate sau trebuie să faci SEO sau trebuie să îți construiești o listă de e-mail-uri și așa mai departe. Affiliate marketing cu produse digitale are avantajele lui și o să vă prezint avantajele în acest videoclip. În primul rând, puteți promova SaaS-uri, adică software-uri în cloud, care vă plătesc o sumă de bani lunare. De exemplu, dacă dăm aici la prices, acest site costă între 10 euro și 30 de euro lunar. Voi puteți promova acest site, o să vă prezint imediat și site-ul, dar vreau să vă zic mai întâi lucrurile importante, cele legate de bani. Dacă promovați acest site, de exemplu, veți primi 40% din acest abonament sau din acest abonament lunar. 40% înseamnă undeva la 12 euro, cred. Ia să văd cât înseamnă exact 40%. 40% ori 30 înseamnă, da, 12 euro înseamnă. Deci dacă aveți 10 persoane care plătesc acest abonament, aveți 120 de euro lunar venit pasiv. Dacă aveți 100 de persoane, aveți 1200 de euro lunar venit pasiv. Și la fel și la planul anual. Se aplică la toate, primiți și la acest pachet 40%, dar doar o dată, pentru că ăsta e prepaid, oamenii pot cumpăra cuvinte și imagini. Bun, haideți să prezint acest site, să vă prezint acest site. Este un site de copywriting bazat pe inteligență artificială. Practic, acest site vă poate ajuta și pe voi, îi poate ajuta și pe restul oamenilor, practic vă scrie tot, efectiv. Dacă aveți nevoie de titluri pentru reclame, pentru Facebook, pentru Google, descrieri pentru reclame sau talking points, generatori de articole în caz că faceți casino CPA, tot felul de lucruri, product name generator, vă scrie și SEO pentru academie, YouTube tag generator, vă generează titluri și așa mai departe, testimoniale, tot felul de lucruri. Puteți genera o grămadă de chestii și e mult mai ieftin să plătiți un abonament de 10 euro sau de 30 de euro lunar decât să angajați un copywriter sau să plătiți un freelancer. Dacă intrați pe Fiverr sau pe Freelance.com, costă o grămadă. Pe mine mă costa, înainte să apară site-urile de genul pe bază de inteligență artificială, mă costa undeva la 30-40 de euro un articol foarte bun legat de cazinouri. Era foarte scump. Postam 30 de articole lunar. Puteți să faceți și voi un calcul cât mă costa doar să postez articole. La fel, pentru email marketing nu mă pricep la scris email-uri. Cu site-ul ăsta puteți face tot felul de chestii. Pe lângă asta, toate lucrurile legate de inteligența artificială au explodat efectiv pe TikTok și pe Reels și pe Shorts, așa că puteți promova și o să vă arăt imediat și cum să promovați site-ul. Foarte, foarte ușor, este extrem de ușor pentru că sunt populare, sunt în trend, mai ales cu ChatGPT și altele. Dacă intrăm aici la dashboard, puteți să vă faceți cont, aveți 1000 de cuvinte gratuite. Și avem aici la templates tot felul de lucruri. Bine, acestea sunt pro, trebuie să plătiți ca să le faceți pe acestea. Sau de fapt, cred că dacă am cuvinte nu trebuie să plătesc. Hai să dăm totuși pe una gratis, ia să vedem, Instagram captions, ia să vedem. What is your Instagram post about? Să vedem. Video on YouTube about making money with affiliate marketing. Și chestia cea mai tare e că aveți mai multe limbi, aveți și română. Dacă promovați oferte în română, nu știu dacă promovează totuși cineva. Și ia să vedem, sarcastic. Încă sunt răcit, îmi pare rău. Creative level high, îmi place sarcasmul, așa că hai să vedem, să-i dăm 3 rezultate. O să-mi ia câteva cuvinte, dar hai să vedem cine generează. Durează efectiv câteva secunde să generați. O să vă arăt imediat și cum puteți face bani cu treaba asta. Ia uite, who says money doesn't grow on Twitch, just follow the affiliate marketing path și tot felul. Hai să-i dăm și altceva, să vedem. Excited. Ia, pot să-i zic oare să include emoji-uri? Include some emojis. Îi dăm încă 3. Aoleu, rămân fără cuvinte, fac. Nu m-am gândit la asta. Na, au fost câteva cuvinte aici. Ah, uite că ne-a băgat și emoji-uri. Ia uite, make money with affiliate marketing and start living the life of your dreams. Get insider tips for living the life you've always wanted. Și aveți o grămadă de chestii aici. Dacă vă interesează să-l folosiți pentru business-ul vostru, super mișto, dar îl puteți folosi și ca o metodă foarte bună de a genera bani. Dăm click pe poza noastră aici, dăm click pe Affiliate Program și avem aici, asta e linkul meu de afiliere, 40% comision și nu știu dacă scrie fără succesul, nu știu ce, nu știu dacă scrie, dar primim 40% din fiecare abonament. Efectiv, nu primim doar din prima înregistrare, primim 40% de fiecare dată când cineva își reînnoiește abonamentul și asta pe viață. Putem să facem și noi upgrade direct de aici. Putem genera și imagini. Asta de imagini nu e cine știe ce. Hai să vedem ce poate face, să mă gândesc la ceva. Draw a man recording a video for YouTube in his studio. Make it ultra realistic and include some random details. Hai să generăm o imagine, că avem 5 imagini de testat. Astea sunt doar așa, să vă jucați cu ele. Nu puteți face thumbnail-uri sau chestii pentru YouTube, dar sunt interesante. O să vedem. Ah, ok. Se pare că a inclus alte chestii. M-a pus să cânt la chitară. Ok, interesant. Mă rog, asta nu e atât de importantă cu imaginile. Bun, acum că v-am prezentat programul de afiliere, o să avem nevoie și de alte chestii. Vom avea nevoie de un landing page în primul rând și apoi trebuie să vă învăț cum să promovați acest program de afiliere. Landing page, v-am arătat și în videoclipul anterior cum să vă creați unul. Vom folosi Linktree. Hai să vedem, oare pot să-mi creez un cont nou ca să vă arăt de la zero cum să creez asta. Ok, m-a logat tot pe contul meu, dar tare aș vrea să-mi fac un cont nou. Ia să vedem. AI Copywriting 2023. Ok. Create account. Să ne băgăm și o parolă. Ok, trebuie ceva mai avansat. Sper că nu mă pune să-mi pun numărul de telefon sau chestii de genul. Tell us your name. Milionar 2023. Education. Am gata. Prea mult îmi cere. Free. Join free. Hai să vedem. Continue to my Linktree. Thanks for signing up. Ok. Hai că avem contul. Hai să vă arăt cum să vă faceți un landing page. În primul rând vom avea nevoie de o poză interesantă. Trebuie să ne gândim ceva. Ia să vedem, să facem oare ceva în Canva sau Free Stock Photos. Hai să vedem ce găsim pe Pixels, Artificial Intelligence. Poate găsim ceva interesant. Sau putem să punem o poză cu noi. O poză cu noi ar fi mult mai de încredere decât o poză cu un robot. O să pun pe asta, arată mișto. Îmi place asta. Se descarcă? S-a descărcat? Ok. Hai să încărcăm poza. Cred că aici la appearance era. Doamne, mă omoară tu asta. Ok, hai să adăugăm propria poză. recente, Pixels. Ok, e amuzantă poza asta. Nu prezintă încredere clară, dar mi s-a părut amuzantă și am zis să o pun pe asta. Hai să vedem, doar nu o să lăsăm, nu o să lăsăm asta. Hai să ne folosim de BrandBuzz totuși să ne genereze ceva. E vreo chestie care coincide cu ce avem noi nevoie. Cred că putem să ne folosim tot de asta cu Instagram Captions. Sau Facebook. No, hai să vedem asta. Deci avem nevoie de un titlu și de o descriere. I promote an copywriting SaaS based on artificial intelligence. Include some emojis. Avem nevoie de creativitate high și să sună excited. O să dăm doar una, că mai avem puține cuvinte. Hai să vedem. Ok. Ăsta... Nu, ăsta. Ăsta arată mișto. Și cu racheta asta nebună. Oh, e prea lung. Ok, o punem aici. Ce să trecem aici? Ok, o să trec BrandBuzz. N-arată rău. Bun. Hai să ne ducem apoi la links. Vom da add link. Mergem aici frumos, dăm pe asta, dăm la affiliate program, copiem linkul. S-a copiat? Cred că s-a copiat. Adăugăm linkul. Sign up for a free trial. Și hai să luăm un emoji. Ce emoji să punem oare? Ia să vedem, găsim un emoji, dacă scriem premium sau ceva. Nu găsim. Vreau să văd un simbol sau travel in places. Cred că o să pun iar racheta aia sau asta e verify. Checkmark. Ok. Checkmark se numește. Ia să vedem cum arată. S-ar putea să arate un pic schem cu ăsta. Nu arată. Ia să mai punem unul. Îl pune aiurea. Dacă nu mai lasă spațiu, îl pune pe aceeași din asta. Ok, o să lăsăm una doar la început pentru că arată mai bine. Culorile astea îmi plac. E alb simplu și se potrivește cu tematica noastră, cu inteligența artificială. Mai avem și altceva. Yeah, Lake White. Cred că pe asta o avem deja. Arată bine și cu negru, dar se potrivește mai ok cu alb. Și dacă mergem noi aici la links, putem să mai adăugăm o chestie ca să arate și mai interesant. Putem să adăugăm un video și să fie tutorial, website sau ceva. Găsim noi un titlu mai interesant și să punem un videoclip. O să pun unul la mișto. O să pun unul de pe canalul meu ca să, ca să vedeți cum arată. Ok... Hai mă, frate. Ok, mergem aici frumos, adăugăm linkul. Linkul, displays video on my Linktree autoplay. Asta vrem. Cu autoplay. O să vedem, click here to learn how to use it. Bine, ar fi mișto să găsim ceva mai interesant ca să fie pe un singur rând. Și acum dacă dăm la share și intrăm pe linkul nostru, trebuie să-mi verific asta. Ok, haideți că revin. Ok, am revenit, așa arată site-ul și dacă dăm click, ne apare videoclipul ăsta și direct începe să vorbească Justin. Ce frumos vorbește omul ăsta, Doamne, îl ador. Și dacă dăm click pe ăsta, ne duce pe BrandBuzz, pe linkul nostru. Și oamenii când vor cumpăra, o să o să primiți acel comision. Minimul de plată parcă era 50 de euro și puteți trebuie să vă setați adresa de PayPal. Cred că de pe profil, nu mai știu exact. Cred că asta sau puteți să vă puneți aici. My referrals, my payouts. Create new payout request. Ah, ok. Putem să selectăm aici și configurăm aici under my gateway tab. Ok. Cam asta e treaba. Acum haideți să vă arăt cum puteți să promovați acest site și să vă creați o sursă de venit pasivă. Secretul succesului este să faceți ceva ce merge deja. Și cum puteți să faceți asta mai bine decât să... Secretul succesului este să faceți ceva ce merge deja. Și cum puteți afla ce merge deja? Faceți un pic de research. Dacă intrăm pe TikTok și scriem, de exemplu, Best AI, vom găsi o grămadă de videoclipuri. Dacă scriem Copywriting AI, la fel găsim o grămadă de videoclipuri și ne putem inspira de la oamenii ăștia. Nu trebuie să ne arătăm fața. Mulți nici măcar nu-și arată fața, pur și simplu prezintă direct site-urile. De exemplu, acesta are 59.000 de vizualizări. Hai să vedem ce face. Asta e tot. Și-a făcut 59.000 de vizualizări. Tipul ăsta are 300.000 de vizualizări. Tipul ăsta are 39.000 de vizualizări. Trebuie să fiți puțin creativi. Puțin mai mult creativi. La început puteți să copiați efectiv videoclipurile astea și veți face destule vizualizări. Sau hai să vedem Best AI. Top 5 website-uri, bla bla bla. Păcat că nu sunt pe telefon, pentru că acolo mi arată videoclipuri mult mai populare și le pot sorta în funcție de mai multe chestii. Uite, de exemplu, ăsta are 1.000.000 de vizualizări și voi puteți face exact același lucru. Arătați oamenilor cum pot face toate lucrurile astea, efectiv toate lucrurile astea, pe BrandBuzz. Și oamenii se uită la chestii legate de AI pentru că sunt populare. Ok, asta nu știu ce caut aici. De exemplu ăsta, 630.000 de vizualizări. Puteți să faceți și voi un top din ăsta. La fel, nu trebuie să vă arătați fața. Puteți să faceți un videoclip din ăsta, un top. Efectiv, topurile prind foarte bine. Încărcă mai multe, dispar ispită. 2,5 milioane de vizualizări. 10... asta e altceva. Sunt tot felul de videoclipuri. Dacă veți intra pe telefon și o să căutați AI, uite, 2,5 milioane de vizualizări, 33.000 de vizualizări. Sunt foarte, foarte multe idei. Căutați ideile astea, la început copiați-le, postați 3 videoclipuri minim pe zi. Vă recomand să postați minim 5 pe zi, dar unora vă este lene. Dacă vreți să aveți rezultate excepționale, postați minim 5 pe zi. Începeți un canal nou de TikTok, 5 clipuri pe zi și țineți-vă, vă rog, o lună, 2 luni, atunci apar rezultatele. Bine, pe TikTok o să vedeți rezultate din primele 7 zile, probabil, dacă postați 5 clipuri pe zi și sunt clipuri destul de bune. Pe Instagram Reels o să vedeți puțin mai greu, o veți vedea într-o lună, pe YouTube poate și mai greu. Depinde... Depinde de voi și de cât de calitative sunt clipurile și de puțin noroc, sincer, mai ales la YouTube și la Instagram. La TikTok, cu siguranță va prinde un videoclip dacă postați constant și asta e tot ce trebuie să faceți și puteți să câștigați lejer 1.000 de euro pe lună într-un mod pasiv. Doar 100 de persoane în total care să cumpere abonamentul lunar și aveți 1.200 de euro venit pasiv și nu aveți nevoie de firmă, trebuie să vă plătiți taxele, desigur, completați declarația unică. Și cam atât. Asta e tot ce aveți de făcut. Aveți site-ul pe care puteți face bani, aveți site-ul pe care vă puteți crea landing page gratis, aveți site-ul de unde veți face rost de trafic și site-urile care vă vor aduce bani. Aveți tot ce vă trebuie. Acum trebuie să vă apucați de treabă și să vă țineți de treabă dacă vreți cu adevărat să faceți bani. Clipul ăsta e mină de aur pentru unii și nu înseamnă nimic pentru alții. e mină de aur pentru cei care vor să facă bani cu adevărat și pentru cei care vor să se implice și cei care vor să își schimbe viața cu adevărat. Cei care vor să facă bani peste noapte, ne făcând nimic. Videoclipul ăsta nu are nicio valoare pentru ei, dar sper să se uite cât mai multe persoane care vor să facă ceva în viață.